ce ați avut în minte în momentul în care v-ați gândit să veniți cu acest concept la Constanța? În primul rând, vrem să fim mai aproape de partenerii noștri, de clienții noștri, să fim, să zic așa, în oraș, dar cu tradițiile de la țară, pentru că moara veche a plecat de undeva de la țară, din copilăria mea, unde atmosfera aceea a bunicilor, moara care măcina grâu și porumb pe cursul Teleajanului, m-a fascinat foarte mult să refac aceste tradiții și să le împărtășim și celor de la oraș, frumusețea produselor, atmosferei, care, într-adevăr, ne-a marcat toată copilăria. Dar ce oferiți clienților care vin în magazin? În primul rând, clienților care vin în magazin încercăm să le oferim, odată cum am povestit, atmosfera copilăriei, atmosfera de la bunici. Și dulciurile copilăriei. Așa am refăcut și dulciurile copilăriei noastre, cum ne-am obișnuit, cu cornulețe, piersicile pufoase, cu cremă de casă, faguri, nucile, turta dulce și multe, multe bunătăți, plăcinta, care la zi de sărbătoare, când le făcea bunica acasă, mi-aduc aminte, mirosea extraordinar și ne-a obișnuit cu ele. Sunt făcute ca acasă, până la urmă asta este și ideea. Moara veche este un colț de odaie, un colț de casă, de, să zic, de atmosferă din copilăria noastră. Fiecare are, în, să zic, în tradiția familiei, astfel de amintiri frumoase, astfel de prăjiturele, de tot felul de bunătăți și este foarte frumos să le refacem, să contribuim într-adevăr la a da valoare acestor tradiții. Spuneți-mi, un preparat poate să fie ceva de dulce sau ceva, o pâinică, care vă este cel mai dragă? Un preparat de suflet pentru mine și este, să zic, făurită în cinstea bunicului meu, este pâinea traista ciobanului. Este o pită făcută cu maia de casă, cum se făcea ea odată, cu dospire naturală, la care am adăugat ingredientele necesare muncii în gospodărie, unde am venit cu brânză, are trei feluri de brânză, brânză dulce, are caș și brânză maturată, apoi am aromat-o cu puțin mărar și pe deasupra am bătut-o cu busuioc și mălai, apoi stropită cu vin. Aș vrea să vorbim la final despre cozonacul pe care îl faceți aici și aș vrea să-mi spuneți care sunt ingredientele pe care le folosiți la crearea acestui cozonac și ce îl face pe el mai special. În primul rând, cozonacul frământa bunica și foarte important pentru un cozonac aparte este să îl lași să se odihnească și să crească în liniște. Îmi povestea că până la urmă produsul este prelungirea sufletului, deci când te apuci să plămădești și cozonacul, trebuie să fii într-o stare pozitivă, într-o stare în care să poți să transmiți din dragostea ta acelui cozonac, ca el să crească, să fie pufos. Pe lângă ingredientele de bază, folosim o făină de calitate, o făină măcinată la moară. Ea este cernută de mai multe ori, se folosesc ingrediente ca laptele, un lapte mai gras, contează foarte mult în acest cozonac, un unt, care iar îl ajută să fie el mai pufos, să se rupă așa bucăți, nucă și mai, să zic așa, mai nou, avem și variante cu un rahat, cu stafide, dacă este, dar cozonacul de bază, eu știu că este cozonacul cu nucă. Ca și mici, să zic așa, secrete, bunica mai punea puțină smântână sau iaurt ca să-l frăgezească și lucrul ăsta se simte, dar cred că cel mai important este dedicarea cu care îl făcea și știa că noi, strănepoții, când îl gustam,
eram fascinați. Deci, pur și simplu, nici nu așteptam să se răcească, îl rupeam în bucăți și ne bucuram. Cred că bucuria asta am transmis-o, da, și încercăm să o ducem mai departe ca și, colaboratorii și doritorii de gusturi să poată să se bucure de aceste minunate produse.